Salutare băi gamerilor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem alături de Mihai. Și astăzi facem o carieră cu Laurențiu Reghe, că am buna mai specială la FCSB. Avem o echipă forță. Mihai nu știe încă. Hai să vedem ce reacție are și el. Uite, deci avem așa Dică, Stanciu, Niță, Rusescu, Kirkeș, Altănase, Toșca. Da. Avem și Stanciu. Pe Dică, da, l-am creat eu. Și pe Rusescu și pe Stanciu. Nu pe Stanciu, pe Tănase ăsta. E Altănase. Jucăm așa, aici Rusescu vreau așa. Aici Popa are 83, îl punem pe Popa. Nedelcu, Tătă, Plani și Panțuru. Cred că băgăm Kirikeș, Toșca și l-aș pune pe Miron. Așa cred că jucăm. Crezi că e ok? Da, și Petre cred că-l bat cu bancă. Rezerva lui Rusescu. Deci am jucat așa o carieră de test. Mamă, deci Rusescu e bombă, dă 3 goluri pe meci, efectiv. Cred că așa e ok. Da. Hai să vedem la... O să le arăt și în ce grupă suntem în Champions League. Am pus desen cu Chelsea, Sporting și Ajax. Deci am pus că acum vreo 5 sau 6 ani, dacă nu mă înșel, am jucat cu Ajax în semifinale sau în sferturile Europa League. Da, și cu Chelsea și Sporting a jucat anul viitor, dar ne-au bătut. Și de-aia am zis să le pun pe astea, să vedem. Da, i-am bătut noi 1-0 la noi acasă și după ne-am luat bătaie. Nu știu. Cred că simulăm până aici. Nu cred că joc cu vreuna din echipele astea. Ce zici? Da. Da. Mă enervează că simulează destul de greu aici. Ce am făcut? 5-1 am câștigat. Hai să simulăm mai bine de aici, că parcă e mai rapid. Moruțan a fost ofertă pentru Moruțan, au international așa, pentru Moruțan Coman. Să dau pe unul din trei, dar sunt toate reject, da. Nu cred că aș da vreunul. Sau poate nu știu, că deja avem, dacă avem Popa și cu Tănase, eu zic că nu cred că mai Man și Coman ar trebui să-i dăm. Am vrut și pe ăla, dar am stat foarte mult pe caracterele astea și m-am săturat. Am zis că îl fac și pe ăla, dar na. Jucăm la fel, cred. Vreau să mai fac echipa a doua ca să joace și Niță câteodată. Rusescu a dat. Ia, să vedem și la marcatori. Rusescu 4 goluri. Ma, în 2 meciuri. Lasă, că eu n-am. Nu știu, nu-mi place să... Așa, deci vreau Petre aici, Man... nu, Coman acolo. Și Man aici. Filip cu vână. Cristea. Pe Kirkeș l-aș lăsa, că e capitanul nostru. Sau nu e. Așa și... Panțirul așa și în poartă...
Niță. Am vrut să recrez echipa aia când au câștigat ultima dată campionatul, când erau forță. Și am mai combinat cu ce e pe acum. Cred că cu, avem meci cu Bot, așa, să ce ordine, ba nici pe a doua. Great work, deja. Nu știu, sper să nu fie prea lung episodul. A, da, n-am băgat-o? A dat Dick oricând dogălui, așa. Parcă e mai ok de aici, că se simulează mai repede. Aș juca următorul meci și se pare că e gaz metan, aș juca cu gaz metan. Asta simulăm. Păi gazul e mai aproape de noi. Aaa. A arătat și Budescu un penalti. E nașpa. Uite, uite Clinceniu. Ce ți-am zis de Clinceniu? La Clinceni e Bălgrădean, Soiledis, Olaru, toți ăștia care nu mi-au plăcut mie. Dar mă enervează că Rusescu scade mult. Deja are 79 și avea 80. Și nu înțeleg de ce. Nu știu ce scade, a făcut 79. Boate viitorul pe primul loc, ce naiba. Băgăm și la antrenament, mai încolo. Jucăm cu a doua echipă, cred că cu Polia, știi, bută, soraca de ea. 2-1, Coman și Dică. Da, da, o să jucăm, o să jucăm, dar stai să vedem cu ce. Leon Fornedelcu, nu, niciodată, îmi pare rău. Dar pentru început aș vrea să cumpăr și un LB, că n-avem, stăm foarte slab pe LB, avem Miron, l-am pus care e LKB, mă gândeam la bancul, nu știu, tu ai altă idee? Un LB. Așa. Stai că-mi dă din orice LB. Să dăm Ligon. De-abia aștept să apară FIFA 21, că se bagă și specialiști. Banc, uite, bancul băgăm la Transfer Hub. Camora, poate. Dobresc, nu. Gane, dar are 69, nu știu că se merge, da? Hai să-l punem pe transfer. List. Moncilovic, e la Clinice. Sin, a, da, e bătut. Stan, Trip, Vătăjelu și Denoer. A, și Florin Ștefan. Hai să-l băgăm și pe ăsta. Bun cel, cică. În bine, mai mult timp viața reală aici nu e așa. Hai să vedem, deci avem... Asta știu, asta are 100% vreo... 70 overall. De Camora, nu știu. Să cumpărăm 2 oare? Să vindem cel... Hai să încercăm cu un Denoyer mai întâi. Și pe bancă, zice eu. Dar nu știu exact. Transfer free. Îi dau un... 2000. Da. Super ok. Hai să vorbim și cu bancul. Cred că îi dau 3000. 3000, da. 3000 cred că e ok. Nu, și eu suntem. Semnăm cu 2 un fundaj dreapta, super ok. Acum să vedem dacă ne înțelegem cu ei, că nu știu cât au salariu. Dacă le dau un important, mam, vreau să-i dau crucial, da. Da. Pe 4 ani zic. Cu toate că nu știu cam atât, dar să fim siguri că nu pleacă.
8.000. E ok? Da. Și de noi era acum. De noi era să fie rezervă, dar îl mai băgăm din când în când. Să scăpăm de Miron și de Panțeru, că sunt bâță, săraci. Rotation, da. Important, vrea. Da. Are 21 de ani, 4 ani, e lejetă. Da. Fără clauză și să vedem cât să-i dăm. Are 3500, hai să dau un 5000 și mai dau hai două așa, hai, cred că e ok. 4700. Da, e ok. Mai puțin decât. Dai. Da. Deci hai să vedem. Mergem în asta. În prima, deci au venit ăștia doi. 69 cu 71, da, e ok. Toșca asta, nu știu, poate îl vindem sau nu. De nou în locul lui Panțuru. Sper ok. Moruțan, cred că l-aș vinde pe Moruțan. Hai să jucăm și un match, să vedem cu cine avem acum un match. Cu gazul ar trebui să avem. Cred, da, cu gazul. Pentru man, Când ne dă? 6700, cam puțin. Mai așteptăm oferte, sau? Da, ok. Deci, n-am. Să vedem. Cred că joc cu gaz. Da. Dar să nu putem să le cam dăm cu terenul în cap. Da, asta e. La ce echipă avem efectiv? Rupem. Da. N-am stat. Eu am stat mai mult gen să le dau numele doar așa, la să le fac fața n-am stat. Păi le-am pus gen atribute, n-am pus eu așa ce am știut, dar la înălțime și la kilograme chiar am spus ce trebuie și poziția. Cred că dau mai încet, stați un pic. Cred că am tare, așa. League Bun. football for you today. This should be a special game, Alan. Well, there's certainly a buzz in this stadium in the minutes leading up to kick off. I hope the match Am dat doesn't mai disappoint. I televizor, don't nu think știu it will. We've got a se couple aude of mai attacking încet la sides tine? here. The lineup for the home side. I think that back four is really important for them. They've got to be strong and solid, but they've got a bit of protection, haven't they? They have. They should have more than enough. I mean, they're all good Opa. defenders in their own rights, but Parcă altceva cu in front of 83 them, față they've de got players who are 67, going to be da? working really hard. Whether they can be a threat on the front foot, we'll wait and see. I-am făcut o viteză foarte What's a mare cum era penetrating el, pass mă it would have been had it got past the interceptor. Da. Lovely, incisive Crescu. pass. Ah. Keeper's done very well here. This is the lineup for the away side. Cyprian Tataruşanu is in goal. Vlad Kirikeş Ce-a starts, fost looking to continue his good form at the back, and they'll play with a sole striker. Efectiv, na. Mom, uite și tu And that cum will clear zboară the popa pe danger. teren, efectiv. They just can't get out at the moment. It's a good clearance in one way, but Îngrijit aici. it's only just bought them a few extra seconds to reorganize. The ball glued to his boots, it seems. Excellent work. Nu, 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 ce noroc am avut. One of their better passes and he's given it away here. And the referee spotted that deflection. He's pointed for the corner. Stanciu, ia să vedem. Stanciu. Respinge Stanciu. A promising situation. They could have made more of that.
They're not always household names, the fullbacks, but I think this player, obviously, he's got the potential to be one. Yeah, we always talk about the attacking qualities of fullbacks these days, but what I like about this lad is he's an out-and-out defender, hard to get past. Maybe took his eye off the ball. Păi dacă îi prindem noi cu Popa, uite Popova, doar să vezi Popova. Got them now on the front foot. Yeah, breaking forward. Can go in from here. Clever feet there to go inside his man. Going for goal! Goalkeeper can only parry it out. E pleașcă în poartă. It's a quick break. Nice return pass. And the keeper can collect this one. Am noroc, am noroc. Mamă, dar cum îl prinde măcar 99 la viteză, n-ai cum. Oh, he's done really well, the defender there. Safety first from the defender, can't blame him for that. Așa era, am încercat să-l fac ca realitate, că el avea o viteză. Well, sitting back, it's a bit of a policy here. And letting the opposition come at them, risky. Gets his cross in. The shot's hit the post. Da, am văzut. Now the possibility for a cross. Am atitul și nu pot să iei. And the keeper did well to flip it over the bar. Put the corner in the middle. Așa. Păi am avut 10.000 de ocazii efectiv. Clear his lines. Neatly intercepted. Trying to steer it through. Onside and away. Got to keep his nerve here. Am crezut că dau pe lângă, am crezut că dau pe lângă, sincer. Adi Popa, bine. Păi la nu, eu l-am nu l-am făcut eu. Well, nu, așa e, eu doar i-am modificat caracterul din joc. Asta. I-am pus vitatele. Nici ce-mi place că recuperează ăștia foarte bine. Nu știu, le-am dat ceva la recuperare sau nu știu. Given possession away here. Că recuperează foarte ok. Well, the referee has signaled for half-time. Da, destul de ok. Prima repriză, multe ocazii. Ăștia n-au avut nicio ocazie, că sunt slabi. 45 minutes to go as we start the second half. Ia uite-l, ia uite-l. Thank you. And they've cut it out. Da. Asta e, ne adaptăm și noi cu ce avem. Fofana. Maybe the counter-attack is on here. Champions League. Could have done better with that counter-attack. Well defended, not just getting across. He thought quickly as well. He's given possession away here. Măcar vezi acolo. Fofana. Still searching for an equaliser. There's some good interplay here. That's a shot well off the mark. Toșca cu De Noer, hai că-l bag rău pe De Noer să-și facă și el debutul. Toșca nu e cea mai bună alegere, dar pe ăsta l-am găsit dintre fundași care a fost pe la FCSB. Very exciting news, isn't it, for the buying club that the deal has been completed. Yeah, speaking to the fans, they're really excited to get this lad on board. Saw the pass coming and got there first. Eu am avut, dar n-am avut pe YouTube. Well, it was the final ball to set up the chance, and it would have been, but for the interception. Mișto, ar fi mișto dacă faci, că e interesant. Și la ce echipă ai vrea? And they've spread it out wide here. He fancies his chances of getting past these players. Da, he has cleared the danger.
break quickly when they get possession. Break still on. Băi, cam seacă repriza a doua. And the pass not completed really. Cam seacă. Îi făcusem pe Popa 88 și l-a modificat la 83, că era prea puternic. Oh, the attackers come in near post. So we're going to see a double switch now. Hai să bag cu Coman. The teams had to be patient in this match and so has the crowd, but they see a chance for an equalizer from this corner. In goes the corner. Oh, it's a corner. Da, da. Try that deflection. Corner again. Că așa e, parcă e mai interesant decât dacă e singur. E mai cringe când e singur, așa e. In cringe. Goes the corner. Strong punch from the corner by the keeper. Goes for goal. Flag went up straight away, referee blew offside. Am crezut că a fost hands. Able to intercept it. Nu. This could be it. Saved by the keeper. Not decisively. E tătă, nu e oricine, e tătă. Portare cam greu. So easy in possession. Da. Nu știu, mie îmi place atacant, mijlocașul, na, nu prea îmi place. Trying to find an opportunity. In the clear in front of goal. Yes. And they have scored. Dică, dică, da. Lead now by two. And they've worked very hard for this. It should get them across the line at the end of the match. We'll see. Da, da. Well, they talk about moving the ball quickly. That's what they've done here to open up the defense. Great passing and a terrific finish. Yeah, I think he knew what he was going to do before the ball came to him, as all good players have that in their locker. He moved on swiftly. La voluntari sau la clinceni, cum ar fi să zicem, care era clinceni. Eu mi-am schimbat, ai văzut că mi-am schimbat emblema canalului? Nu mai am pe aia care aia mov așa. Now, can they move on from this wide area where there is room? Has to clear it. Getting the ball back and thinking attack straight away. Da, am făcut, am zis să mai schimb și am pus și background-ul ăla de acolo din interiorul canalului, l-am schimbat. Lost at a crucial time. Un oraș, părea așa mai interesant. Taking on the defenders. Got to finish here. Oh! Mamă, dacă emphasize their superiority with the number of goals that they've scored. Two for him on the day and two very well taken goals. And here's the goal again. It's a tough game for the team that are trailing. They're out of the contest really. They're just playing for pride. Da, și că la care really ești discutor, nu te lasă să spui tu ce vrei. Te bagă la o să ai 67, trebuie să crești. Știi că poți să te retragi? Te retragi și poți să devii antrenor și primești oferte de la echipe. And he could get away here. Rusescu! Save that. Well, that is sheer instinct. His reflexes there were incredible. Corner now. S-a terminat. Cam, cam lejer meci, nu știu ce să zic. Da. Nu știu, cred că mai... Cred că e destul sau nu știu. Începe și se termină și perioada transferuri. Vreau să bag pe ăștia la... Pe Panțâru și pe... și Miron. Sau îl las pe Miron și dau pe Cristea. Hai că îl dau pe Cristea. Totuși ca ăsta să nu vină în viața mea. Dacă vine la noi, îl dau afară direct. Nișut să nu fi. E împrumutat pe la... Mai vreau un transfer important. Luăm pe Manea. Da. Pentru că ne trebuie o râbă, că... E bun și ăla, cum îl cheamă, Toșca, dar na, ne trebuie ceva ca lumea.
Mane e Fort. Da. What? No! Cum să-i dau 7200? Nu! Așa. Hai că-i dau atât. Sau, ia, stai că îl dau eu pe Crețu, că și așa n-am ce să fac cu el. Sau Panțuru, hai să încercăm cu Panțuru și cât mai vrea. Cam mult. Hai un 3000 măcar. Cred că e ok 3000. Da. Cam mult e el, dar mai bine decât 7200. Crucial, da. Să vedem. Pe 4 ani, zic eu, ok. Da. Nu prea seamănă asta cu Reggie Camp, dar e ok. Semnăm și cu Manea. Așa, hai să vedem în episodul viitor ce meciuri mai avem. Deci în episodul viitor vom juca cu Ajax și cu CFR. Ok. Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Eu am fost Teo, el a fost Mihai și la revedere.